Deci s-a constatat în urma reclamației un caz un pic deosebit de celelalte cazuri. Este de fapt primul caz reclamat oficial. Și anume este vorba de o înșelăciune pe internet. Victima acuză că a fost păgubit de o mare sumă de bani în urma unui spam pe care l-a primit pe calculatorul pe care tocmai și-l cumpărase, pentru că voia să învețe să lucreze pe computer ca să se poată angaja, ceea ce este un lucru foarte bun. Oamenii de vârstă medie, cum sunt și cei doi împricinați, încearcă să țină pasul cu vremea. Păgubitul susține că, deci cel care l-a agresat, deși nu s-au găsit urme de agresiune în urma expertizei medico-legale, maxim o palmă, susține că i-a dat, dar vom cerceta în continuare. Deci victima, agresorul susține că banii nu erau ai lui, erau bani împrumutați, de fapt susține de la niște lucrări, urmează să cercetăm, să vorbim și cu cei de la care a luat banii pentru lucrări, ce fel de lucrări sunt alea, susține că lucrări de zugrăvit. Totul s-a întâmplat în urma acestui spam, deci cum v-am spus, spamurile. Spamurile sunt, mă rog, cine știe ce e un spam, e bine că știe, cine nu. În urma acestor spamuri se produc de cele mai multe ori infracțiuni și înșelăciuni pe internet. Acum urmează să cercetăm, să vedem unde s-au dus acești bani, ce, până la urmă de ce sumă este vorba, dacă într-adevăr este vorba de suma aceea mare pe care au susțin cei doi că au plătit-o. Și cercetările continuă, vom da declarații în următoarele zile.